Ei, Vasilii, suntem la unii ești prea serb. Ieți în până de jos, du-te în spate. Уважаемые друзья, раз уж тут зашла русскоязычные граждане в Молдову, жос фашисты! Для того, чтобы озвучить мнение русскоязычных граждан Молдову. Вы пришли для того, чтобы сказать, что мы считаем досрочные выборы правильным решением для страны. Путин за ведущий или Мурин с ваши наши. Я вот это за полиция для сигуры ордена. Си помогут, мы это обвинит в фракционе Русаска, который не офенсал. Си я виня кума си за после. По митингу. Мы считаем, что досрочные выборы сейчас. Я в цепи Путину пимили. Я к нас пуны кармата Русия садись, а си досрочные выборы. Решение досрочных выборов должно приниматься вместе гражданами Республики Молдова. Noi vorbim în parție, oamenii normali au venit în parție și uitați-vă care au venit. Du-te-vă de aici și au venit oameni normali. Du-te-vă acasă! Și ne arăți cu tine. Фашистилор, что факу Путин, что факу партид наша еще. В то время как мы говорим о том, что это демократия, мы репенуем, мы обвинит айся уами нормаль, что мы темпим друг дрептурли ностры. Я обвинит купало наши дела Путин. Мы говорим о жителях. Да утас вы покажете, а это и партиц, ну нечто партиду наши, дела Путина обвинит. Мы считаем, что досрочно. А это и кук. Aici au venit cu băi, blago, du-te-vă de aici. Aici e care au venit să ne trimite înapoi la Curtea Constituțională de la trecută. Jos, animalilor! Vibărășnă! Ia uitați-vă, poliția, cum îi dă voie să vină cu protestul lor peste noi? Tulăie, nu totuși! Nu, dar cum dracu să le dai voie să facă miting aici peste noi? Da, trecut a venit tot așa și ne-a ofensat. Marșa de aici! A tech, kto vystupaet? Luați-i de aici! Luați-i de aici că n-au niciun drept. Noi am venit să stăm aici. Dar ce înseamnă asta? Au venit cu nașă. Eu și mă duc la Putin să fac de astea. Ei au venit cu... Hai să au dat foc la hartă și vine să ne provoace. Și poliția... Ne-au pus muzică. Hai să a dat trecut, ne-au pus muzică. Hai să ne-au pus muzică, ca din nahoi. Iar cu muzică. Iar ne-au pus muzică. Dar ce puneți muzică? Spuneți muzică. Râșe! La deși provocați. Și provocați-i s-o trimis muzică. Dar trecut ne-a pus ca din nahoi. Poliția! Luați-i de aici! Poliția, luați-i de aici! Ia uitați-vă, aștia care ne-au trimis nahoi. Eu azi îi dau pizdeală și nu mă atent de voi. Aștia ne-au trimis nahoi, dar trecut și-o mâine teară. Aici mă repede! Nu mă gândește! Aici! 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 Ca din nahoi! Hai stai cu muzică, ne-a pus cu muzică, nu? Hai stai! Hai stai, ne-a pus muzică, ca din nahoi! Hai ăștia cu ca din nahoi! Trădătorii! Trădătorii! Marș de aici! Marș! Marș de aici, băi! Marș, băi! Marș de aici! S-a bătut joc de noi, dar trecut ne-a pus ca din nahoi. Ai astea care ne-au trimis nahoi, dar trecut la curte. Ai astea care ne-au trimis, dar trecut. Băi, mierzi de aici. Ai stai partidul lor. Dar de ce trebuie să vină să provoace lumea? Mă cac întrânsă! Și trebuie să vină să provoace oamenii? Așa se decide soarta noastră, mă pispi dânsa! Băi, du-te, băi, de-și cazie ușiganii, băi! Băi, porcule!
Du-te, băi, porcule, de aici, băi! Marșul ăla de aici, provocatorule! Dă-te mi-s Putin, a făcut partid! Bine, a făcut Putin partid aici! Dă șovinii, băi! Marș de aici! Șovinii dracului! Asta e partidul lui Putin, se numește Nașă. L-a înregistrat aici. Bascarabi ișa! Asta e partidul lui Putin înregistrat aici. Hai, faceți un pas în urmă de la partidul. Dar ce trebuie să vină să-ți bată joc? Nu vă trimis pe voi, pe noi ne-au trimis într-un loc oficial. Băi, luați-vă țestrea, știți-vă la Putin să faci partid. Marș de aici, luați-i de aici. Luați-i de aici. Spuneți-i să duc în Napoli. În Siberia vrea să duc să fac politică. Ne-ați săipit atâta lume. Andiță-li și-a bătut joc de noi. Bun, noi au venit și au făcut partidul nostru, asta se numește Nașă, au o organizație teroristă în Moscova, a lui Putin. Și ei au venit pe banii lui Putin să facă partid aici. Aici dai partidul lui Putin. Dar de ce trebuie să mă trimit într-un loc? Las poliția să ieie. Dar ne pune muzică rusească! Ia uitați-vă! Ne-au pus muzică rusească! Dar de ce trebuie să ascult muzică? A какой Европе? Nu bă, dar el ne pune muzică rusească, tu nu vezi? El e român! Да, 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 Они не готовы. Да într-un loc trebuie să ne bate. Polițiștii, închideți-le rap în muzică. Închide-vă muzica asta la Putin să ia puie. Не обращайте внимания, я не уйдут сами. Не обращайте на них внимания. Где сам лидер? На них внимания не обращай, и все. Они сами разойдутся. Приведите лидера, что вы знаете здесь. Давайте оставим, пускай сам почитает. Это наша страна. Мне не спуни, как это наша страна. А это ее филиал а партиду наше дин Москва. А мы Путин фекута с пибани лор. А же ж рисы лор. Че и нас Путин. Что вы не дадите куда на курте, что не отремисы на урок вообще, не опуск музыку вообще. Так мы в нитяр за него. Да, я не дадим. А это демократия. Я кажу за копирку демократия. Știu, dar uitați-vă cum au venit. Da, trecută ne-au pus muzică o scenă și acum iar pun muzică o scenă. Românii, el ne trimite în România, mă. El e debil sau ce? Vasile, uite, noi le creăm acum lor reclamă, pentru ce? Cum mai pentru ce? Ei ne pun muzică. Ia uite cu drapelul, cu polul.
Hai la proști! A stricat cap și noi tot îi lăsăm! Lasă-mă, dracu, băi! Ei ne calc cap și noi ca proști, suntem... Nu mai vreau să aud de dânsă. N-ați luat, ca să-i fut-o... Aia ăștia care m-au trimis data trecută, asta e filiala unui partid rus, finanțat din bani ruși! Și n-ascund lucrul ăsta, se numesc nașă! Și noi suntem proști, au venit cu muzică rusească să-mi pună amul la Curtea Constituțională. Nu asta specială, provoacă. Dați-i cu duie, muleac. Nu mai trebuie nimic. Ia uitați-vă cum îi pozești poliția. Lasă-i pazască, lasă-i. Îi se acoperă cu legile noastre și ne amăjesc și ne mint și ne spală creierul. Arătă-o! Chii minori, ești minori, n-au 18 ani, ești copii. Hai și agrăiește. Eu mi-aduc aminte din anul 2019. Ia că așa ai. Ne spală creierul. Finanțat din banii ruși, ei vin și m-a trimis în locuri obscene și eu trebuie să tac și să mă uit. Ne-au venit cu muzică răpănoșii. Asta e provocare, nu trebuie de atras atenția lor. Lasă-i. Haideți să vedem ce se face la cap. Hai să ducem, vă lăsați și nu citeam mai să-i război. Aba, ne-au venit aia cu capul boului și cu muzică rusească. Și cuvinte obscene. Asta e o filială a unui partid din Federația Rusă, numesc Nașul. Și noi ca proști trebuie să batem din palmi. Noi am venit să luptăm pentru sărășia noastră aici. Dar ce trebuie să facem, dar nu mai să batem din palmi cu voi cu-i protejează, nu eu. A să ajungem, am să-i spun două minute și să închid, că nu mai vreau. Nu vreau nici să vorbesc cu dânsii, asta e o țară plină de molei și de proști. Aștia vin și ne ofensează, ne pun muzică obscenă, răpănoși ăștia și noi trebuie să închidem gura, ei ne pun muzică. Noi am venit la Curtea Constituțională și ei au venit aici în colț, un grup de șovini și ne pun muzică. Și noi trebuie să închidem gura și poliția îi apără. Să o împrăștie tu oamenii să duc, oamenii după ce au văzut că le-au pus muzică să duc. Le-au pus muzică rusească de al Putin și nu duc acasă. Dacă așa un braț de trădători și de răpănoși de ăștia, protejați de Voicu, împrăștii un meeting de câteva mii de oameni. Iată așa lucrează războiul hibrid al lui Putin. Iată așa lucrează. O mână de... Înconjurați de poliție, o împrăștie un meeting de câteva mii de oameni. Oamenii duc acasă, o zic cât să asistăm la... Ați văzut cum acționează? Iată așa acționează. Data trecută îi luau jeepurile, deși nu au căutat serviciul de securitate, că nu a venit dat trecut și îi cătăieu cu niște jeepuri, îi dușeau un deal, îi adușeau înapoi, deși nu am investigat de unde i-s adus, cine i-a dus și cine îi plătește. Aici e serviciul de securitate a nostru, cu asta se ocupă SIS-ul nostru. Deși nu spune că e pe banii lui Putin, fac politică aici. Direct, nu se ascunde, măcar Dodon îmblă prin Bahamas cu Liocu. Dar ăștia prinesc bani direct de la Putin. Ca să îmble cu capul de bour și cu drapelul roșu. Și vorbesc în limba rusă și ne pun cânt și rusești obscene. Hai din nahul. Și azi iar au venit cu muzică. Și toată poliția din Chișinău îi apără. Ia uitați-vă, 100 de polițiști împrejurul lor. Constituție. Avem noi Constituție. Aveți voi... Nici nu mai... Ei fac trimitere la democratice. Știți soroca, pe unde? Undeva pe aici, dacă nu s-au dus acasă. Dar nu, dar e că eu rămân și e mă caut, nu pot da de dânsă. Vlad, ajută-o pe doamnă, unde-s? N-ai venit cu rutiera, cu soroca. Uitați-vă cum arată. Nu vând, frate, ăștia-și bat joc de noi. Iacă, uitați-vă cum arată bătaie de joc față de moldoveni. Și-au pus capul din bou și vorbește în rus și ne pune muzică rusească, doamne. Și noi trebuie să ne uităm ca proști la dânsă. Că la noi e democrație, nu e ca la Putin. Dacă așa au apărut omuleții verzi în Transnistria, au apărut în Crimeea, o parte cu acte în regulă deja aici au venit unii și alții acte au venit aici. Și el vorbește în limba porcului și a ocupantului. Și mă trimite pe mine în România.
Doamne ferește aici. Dacă uitați-vă cum se face meeting și contra-meeting. Noi suntem acasă, noi suntem aici cu ziua, nu suntem acasă, ia că care e problema. На каком языке они говорят? На каком языке говорят? Да не суврел, как супорат. Asta e o filială care nu se ascunde, a unui partid din Federația Rusă care se numește Naše. L-a făcut Putin pentru interesele lui personale. E un club de tineret al lui, personal, în jurul lui. Și ei nici nu se ascund că sunt pe banii lui Putin. Se numesc Naše, exact ca și dânsii. De la Moscova. Și ei vin și vorbesc în rusă și ne ofensează. Dar trecută când am vorbit de limba română, le-au pus cânt și obscene. Când toată lumea se uita. Și ei mă trimiteau hădin înapoi. Și eu acum bat din palme. Și eu au venit că noi suntem la meeting-ul nostru la Curtea Constituțională. Și eu venit. Cu toate fizica aici alături de noi. De asta... Și poliția îi apără. Îi folosesc drapeze, drapeul Steva German. Și mulți dintre cei care au reușit să vină de sărbători acasă sunt astăzi aici alături de noi. Un reprezentant al diasporii. Și poliția îi apără. Așa e. Poliția trebuie să-i încarce dracului într-o dubiță să-i ducă. Să-i ducă de aici. Da, hai să ieșim din țară. Hai să ne ducem. Și ne dăm mai la vale, hai mai la deal, hai să ieșim din Republică, haidem la italieni, haidem de aici, că aici are și ne străiască. Eu am respect față dumneavoastră. Da, trecut când am vorbit la Curtea Constituțională de limba română, ăștia m-au ofensat. I-am ignorat 30 de ani până s-o suit în cap tătul. Crede-mă că eu știu și ne simt. Orice era treucă. Uite, uite ce-o făcut. Ia uite, pe Mihalcov ce-o făcut. Ia uite, el a venit, el a ținat pe Mihalcov coarne. Ia uitați-vă. Ia uitați-vă. Și ei spun, ai ăștia... Mai asta e normal. Mă, să ne punem în genunchi, să cerem iertare. Hai să cerem iertare la dânsii. Ia uite, mai alținează pe Mihalcov coarne, vei. Și instituțiile statului, dacă sunt paralizate. Ia uite ce fac. Uite ce fac. Băi, uitați-vă. Aia nu trebuie. Noroc. Dar ce nu iau și fac? Ei au scos patretele lui Mihalcov și au ținat coarne, flori. Ei pe Putin îl vinerează. S-a dus poliția să le lămurească, noroc. Trebuie contat să-i ducă de aici în genere. Anticipate! Anticipate de curățit Ministerul de Interne de Voicu și Ministerul de Interne să lucreze pentru oameni, nu pentru hanâjile astea. Bună ziua, doamna președinte, mai e ca! Bună ziua, Curtea Constituțională! Da, și ocupanții. Adem. Atâta ofens și umilență în țara asta. Trebuie să stăm în genunchi, ne cerem voie de la ocupant, să mâncăm, să vorbim, să ne rugăm. Nu mai vreau să... Sănătate, suflet mare cu dreptate, să trăiești și să florești, în brațele noștri, nu suntem că-i prăpădești. Deamu-i cald. Doamna, doamne, camerone, nu și da provocării, la noi țurcani. De la mea costigă. Că dacă îți iei să cațe, atunci faci cu mare, iar și iei afară. Doamna! Că eu două gândi la... Două, dar dacă una strecă. Bravo, doamna Liuba de la Căușeni. Domnul Dodon, tovarăș, Vidor! Am mai trăit o zi ofensat în țara asta, umilit. Da, ne știu asmire, așa suntem de buni la suflet. Te știu odată când totdeauna. N-ai învățat la școală cu noapte bună. Să spun că ai fost un degradat. Nici vaccinile nu le numărat. Ai spus că ai zis degradat. Ai văzut, în genunchi se cerem voi, doamne. Mă aduc, nici nu vreau să aud. Mașinațule!
Corect, corect. Nu te pune pe noi în caloș, că ești un fost, om părtăhănos și am nefăritnic. Dar spun eu că-s la Căușeni. Nu mi-e frică, bag mâna în foc pentru tine și pentru bolea, că vine aș face ordine. V-ați stărăit să-l băgați pe Cuciucă în gât înapoi. Azi facem și-un trâns poreacă, tot noi. Nu credeți că-ți văsuiți călare țară. Valida și Crughe, Rusia și portul. Acolo să cinți-o. La Sibiria! Corect, doamna Liuba! Nu-și pălăria, nu te predam jos. Nici nu e de pe parlament, nici de pe guvern. Ca ei se duc unde nu surdurată și mutu iapa. Bravo, doamna Liuba! La Irei! La Sibiria! La doamna Pușcărie! La Sibiria! Doamna primară de la Drogea! Bună ziua, stimați concetățeni, dragi prieteni, nu am putut să nu fim și noi astăzi alături de fiecare dintre dumneavoastră, pentru că ascultând-o pe doamna Catare, așa m-a apucat o tristeță, cât de mult la trebuie să te faci loc de oamenii acestei țări, ca să ajungi să vorbească de tine într-așa hal. Eu nu știu dacă cuiva, aflându-se într-o funcție de conducere, i-ar plăcea ca despre el să vorbească. Dar asta ar trebui să trag concluzii pentru că vorbesc cu oamenii simpli. Noi, la rândul nostru, primarii, suntem aleși locali. Și avem în spatele nostru foarte mulți oameni. Noi ne ciocnim cu ei zi de zi și vedem problemele care se ciocnesc ei. Ei vin la noi, nu vin la Dodon, nu vin la cei de sus, dar, stimați concetățeni, acest parlament, această huntă criminală, Știu, eu l-am văzut în acțiune. Șor, Dodon, Plahotniuc, nu reprezintă poporul. De-aia, dracu, nici nu vreau, nici nu vreau să grăiesc. Noi, noi vorbim de un parlament care ar conlucra de organe centrale care ar conlucra cu autoritățile locale, care le-ar păsa și le-ar auzi, pentru că noi, că mai departe, în teritoriu, știm problemele și știm păsul și oful fiecărui cetățean, care întâi de toate la noi vin. Și ar trebui să ne audă. Aceleași impozite care vin toate în bugetul ca să înțelegi scurtea consonală, și în colț împarcea o pantă lui Putin. Care au vorbit și domnii deputați, care nu ajung la toți, dar se duc, ăsta-i de stânga, acela-i de dreapta. Credeți-ne că noi, primarii, am fost cel mai mult intimidați, presați, urmăriți, pentru că nu eram de la partidul care trebuie. Aceste lucruri trebuie să dispară. Și deputații care au votat aceste legi din ultima perioadă, prin care a fost uzurpată puterea de stat, ei ar trebui să răspundă, să fie urmăriți penal și să facem un apel pentru Procuratura Generală ca să-i tragă la răspundere, ca pe viitor să nu se mai adopte asemenea legi care aduc țara în și mai mare impas decât se află la moment. Supărat, și toți împreună astăzi, noi sperăm și mizăm pe faptul că Curtea Constituțională va adopta decizia care va restabili ordinea de drept, care va da posibilitatea că Republica Moldova, M-am mai pornit odată, nu mai vreau să vorbesc. Azi sunt tristat încă o dată. M-am convins că moldovenii noștri sunt mai ligari. De atâta s-au călărit pe noi 30 de ani, au călărit care au vrut pe noi, și extern, și intern. N-avem noi vână în noi să-i punem la respect pe niște mucoși care au venit să ne ofenseze, să ne trimită la origini în limba rusă și să ne povestească cât suntem de proști. Și noi facem trimitere la legi, că iau dreptul la întrunire publică, iau dreptul la... Au drepturi constituționale, paraziții dracului, că au venit aici și nici închipui că poate să iasă în fața la Kremlin și să vorbească șaica asta de paraziți. Și nici închipui că se duce și să strige împotriva lui Putin. Acolo opoziția e bătută cu picioarele și ăștia pe banii lui Putin vin să facă aici propagandă împotriva unei majorități care geme în sărășie, care geme de disperare. Oamenii ăștia schinuiți, am rămas 2 milioane de cetățeni în statul ăsta, cu 1,5 milioane sau 2 au plecat pe hotare. Noroc, băieți, aia au venit să ne ofenseze, noroc. Și noi suntem cumva, nu cumva să-i obișduim. Hai vin înapoi că-i provocare, că nu știu ce. A câtă provocare se poate? Că ăsta e războiul hibrid. O trimis trupe plătite, mercenari de ăștia aduși cu jeep-ul la Curtea Constituțională și data trecută. Și acum au adus iar să-și bată joc de noi. Ca ei pe fundalul ăsta să arăte cât noi suntem de răi. Ei vin să ne scuipi în suflet și noi trebuie să tășem. Eu sper că alegerile parlamentare vor rezolva, vor dezlega foarte mult din mâinile guvernării,
cleptocratia lui Dodon și noi vom pune un ministru de intern care să facă regulă și un serviciu de securitate care să ne reprezinte. Oh, că toată lumea sună. Jos Dodon și șaica lui.